Avem astăzi alături de noi un om care nu doar plantează, nu doar susține acest domeniu, ci și educă prin ceea ce face și prin tot ceea ce aduce în atenția publică cu privire la silvicultură. Doctor inginer în silvicultură, susținător al inițiativei naționale Plantăm Fapte Bune în România, îl avem astăzi alături de noi pe Mihai Enescu. Bine ai venit, Mihai! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, pentru că intrăm repede în subiecte și aș vrea să-mi spui mai multe despre Mihai Enescu și despre acest proiect interesant și care sună foarte bine, Plantăm Fapte Bune în România. Ce reprezintă el de fapt și unde merge acest proiect? Voi începe cu Plantăm Fapte Bune în România. Este o inițiativă pe bază de voluntariat, o inițiativă națională. A demarat în 2011 și până în prezent ne mândrim cu faptul că am plantat peste 2,5 milioane de puieți forestieri în localități din 35 de județe ale țării, inclusiv în Iași. Este o inițiativă care crește de la an la an, cu susținerea a 10 de sponsori anual, cu 10 de parteneriate încheiate anual cu unitățile administrativ-teritoriale, cu ocoale silvice de stat, ocoale silvice private, cât și alte entități. Mai mult de atât, e mai mult decât o familie pentru mine, pentru că orice fac, tot ceea ce fac acolo, o fac cu foarte mare plăcere și avem o echipă minunată. Suntem foarte uniți, foarte activi, mai ales în perioada de primăvară și de toamnă, în speță acum în martie și în aprilie. Spre exemplu, în acest sezon avem aproape 40 de șantiere de împădurire, care înseamnă de la o mică, ca și suprafață, mini pădure urbană, până la suprafețe de 5-10 hectare pe care le împădurim cu voluntari, cu firme de împădurire, de la caz la caz. Wow! E un demers destul de mare, adică, nu știu, bănuiesc că implică și o logistică greoaie, susținută. Cum faceți? Bine, există și o tradiție din ce îmi spui, adică 2011, sunt totuși 12 ani de acum. Bănuiesc că o rețea s-a creat, dar cum reușiți să aduceți noi voluntari, noi oameni interesați de acest domeniu? E cel mai simplu să aduci voluntari, pentru că trendul este crescător și o spun în cunoștință de cauză. De 12-13 ani sunt activ în acest domeniu și cu Plantăm Fapte Bune în România și cu alte inițiative. Și cererea pentru voluntariat este din ce în ce mai mare. Sigur că vorbim de o logistică în spate, sigur că vorbim de asemenea ceea ce este foarte important și foarte puțin cunoscut de publicul larg, de multe alte operațiuni care se întâmplă după plantare. Pentru că e ca și în viață. Faci un copil și nu îl lași pe stradă. Îl duci la creșă, la grădiniță, școala primară și așa mai departe. Adică te implici în fiecare etapă din viața lui. Așa e și cu tânăra plantație. Nu plantezi puieții și te întorci la 10 ani și aștepți să fie nu știu cum. Nu, investești an de an. Revenind la echipă, suntem un staff permanent în București, echipa centrală, 10 colegi, dar la nivel național suntem în jur de 50. Avem în unele comunități colegi care în lunile când se plantează sunt foarte, foarte activi, care la rândul lor vin la pachet cu, ca să zic așa, la pachet cu soțul, soția, copilul, tata, ajută, dau mână de ajutor și cu zeci și sute de voluntari. Foarte tare. Știu că pe lângă, de asta am și menționat în introducere, pe lângă aceste acțiuni efective de plantare, activezi și într-un domeniu de educație cu privire la tot ceea ce înseamnă silvicultură, ba chiar și în mediul online te-am văzut de multe ori abordând diverse subiecte care uneori pot naște și anumite păreri pro sau contra destul de vehemente. Dar de ce sau cum ai ales totuși să îmbine această zonă a educației cu munca efectivă în teren? Din 2012 activez și în mediul universitar, la USAMV București, la specializarea de silvicultură. De atunci am colaborări puternice cu colegi de la facultățile de profil din Brașov, Suceava și mai mult și din Oradea. Și constatăm că în ultimii peste 10 ani au fost foarte multe fake news-uri legate de păduri în țara noastră. Și îți dau un banal exemplu, sau două exemple elocvente.
De multe ori circulau poze cu defrișări ilegale din Indonezia, fiind prezentate ca și poze chiar și în Iași. Sau mai mult, un fake news din 2020, îmi amintesc, o pădure de rășinoase în Iași, în contextul în care județul Iași are un sub 2% păduri de rășinoase, adică poza era total nereprezentativă pentru județul Iași. Un alt exemplu, tot din 2020, tot o defrișare ilegală, era o poză din Ucraina. Sigur, acum e o țară foarte cunoscută la nivel mondial, dar pe atunci, dacă aveai curiozitatea și introduceai coordonatele geografice pe Google Maps, pur și simplu vedeai zona defrișată din Ucraina, fiind de asemenea prezentată pentru România. Și aș mai da un exemplu, care și acum, dacă ne uităm pe pagina lor, pe website-ul lor, la Greenpeace România și cu subiect și predicat, celebrul slogan, ne dispar pădurile cu 3 hectare pe oră. Până acele 3 hectare pe oră, enumerându-se și așa numitele exploatări forestiere, adică modul sustenabil în care inginerii silvici de la ocoarele silvice de stat și private extrag lemnul, pentru că cu toții avem nevoie de lemn, avem nevoie de lemn de dimineața până seara, cu toții, dar silvicultorii au grijă să facă pădure la loc. Doar că publicul larg este de cele mai multe ori manipulat și de cele mai multe ori de asemenea nu are răbdare să vadă cum crește pădurea. Că nu e precum grâu sau precum porumbul, ai semănat și deja în 3 luni, în 5 luni, 6 luni vezi rezultatele. E, cum îmi place mie să spun și recunosc că am furat vorba de la domn profesor de la Suceava, decanul facultății, este o meserie a răbdării. Legându-mă și de ceea ce spuneam mai devreme și cu tinerele plantații. Trebuie să avem răbdare să crească, dar să le și îngrijim. Deci pot să spun că acesta a fost poate principalul motiv de clicul care m-a determinat să fiu din ce în ce mai activ și în social media, cel puțin în ultimul an și jumătate, pe toate cele 5 rețele de top din România. E o muncă pe care, de fapt nici măcar nu o muncă, e o activitate pe care o fac cu mare drag și cu mare plăcere. O consider ca fiind o extensie a ceea ce fac la universitate. Foarte tare, pentru că bănuiesc că implică și foarte mult timp, pentru că în orice domeniu, nu doar în acest al... în ceea ce ține de păduri și de silvicultură, orice informație prezentată pompieristic, alarmant, cu titluri pompoase, este digerată mult mai rapid și mai ușor și luată de bună decât, așa cum spuneai și tu, o încercare ulterioară de o minimă documentare pentru a vedea dacă lucrurile stau chiar așa. Mie îmi place să vin cu chestii concrete pe care le arăt. Unde sunt, spun unde sunt, povestesc despre ceea ce văd, dau coordonate geografice, orice curios poate reveni ulterior să vadă despre ce este vorba. Ceea ce, din păcate, mulți n-au făcut și încă nu fac în mediul online. Arunc așa câte o vorbă și vorba este rostogolită într-o altă manieră, dar nu corectă. De ce crezi că se întâmplă lucrul ăsta? Adică de ce sunt întreținute asemenea subiecte de multe ori artificial? Adică nu cred că recunoaște cineva în momentul ăsta că nu există, să spunem, furt de lemn din păduri sau că nu există zone în care se taie irresponsabil, dar nu la nivelul la care este prezentat în mass media sau chiar și pe aceste rețele de socializare. De ce crezi că este întreținut acest subiect atât de alarmant și prezentat atât de grav, când de fapt nu cred că este chiar așa? Și următoarea întrebare o să vină în susținerea a ceea ce te întreb acum, cu referire la faptul că totuși pădurea este regenerabilă pe de o parte, iar pe cealaltă parte ea trebuie întreținută în mod constant într-un anumit mod. Și cred că pentru asta există acei oameni care sunt acolo și care studiază lucrurile astea așa cum ești și tu și înveți la rândul tău mai departe cum să se facă lucrul ăsta sustenabil și benefic pentru ambele părți. Deci, de ce crezi în primul rând că sunt perpetuate asemenea știri, asemenea fake news-uri cum le-ai prezentat și tu mai devreme și cum se fac lucrurile în teren de fapt? Pentru că știrile negative prind mult mai bine. Și nu mă refer strict la păduri, pentru că da, sunt tăieri ilegale, nu știu dacă sunt mai mici, mai mari decât acum 10 ani, decât acum 20 de ani,
Deși sunt studii internaționale bazate pe imagini satelitare care compară pădurile din România cu pădurile la nivel mondial. Și aș da un simplu exemplu, Forest Global Watch sau Forest Landscape Integrity Index. Este un studiu, dacă îl căutăm pe Google, vedem că pădurile noastre sunt mult mai compacte decât marea majoritate a pădurilor din centrul, vestul, nordul Europei, nu mai zic de cele din Rusia, din centrul Africii sau din Brazilia. Sunt multe exemple, din păcate nu foarte bine promovate sau intens promovate. Revenind la ceea ce doare pe român pe lângă politică, fotbalul mai nou mult se pricep și la păduri și din cei mulți care se pricep la păduri, foarte mult se pricep și la transporturi ilegale și la tăieri legale. Încă o dată, departe de mine gândul să neg că nu ar exista acest fenomen, pentru că îl vedem, vedem cum poliția oprește pe stradă un camion cu transport ilegal, vedem ce se întâmplă cu în pădure, chestii care sunt raportate de autorități, dar aș tinde să spun că ce se întâmplă în sectorul pădurii este o valență a poporului nostru. Pentru că dacă mergem în spitale, eu încă văd plicuri, am avut ghinionul să merg destul de des în ultimul timp în spitale și am văzut cu ochii mei, am auzit discuții apropo de micile atenții care încă se practică în serviciile medicale. Sigur, nu generalizăm. Am văzut de asemenea foarte multe magazine în București, la lângă blocuri, în care mergi și cumperi și nu primești bon fiscal. Păi tot un furt e și aici, nu? Să zicem că evaziune fiscală, dar tot un furt este. Deci n-aș merge foarte mult pe generalizarea acestui fenomen, pentru că sunt exemple de foarte bună practică, sunt și acele uscăciuni de sistem care trebuie să dispară. Gândiți-vă că vorbim de un sector, dacă ne gândim doar la administrație, sunt 470 de ocoale. 320 de stat, undeva la 150 private de regim. Toate au același regim, au aceleași seturi de norme pe care trebuie să le urmeze. În astea 470 de ocoale în administrație vorbim de peste 20.000 de angajați. Și din cei 20.000 de angajați e suficient să calce pe bec 100-200 care să ajungă în mediul online și să propage o asemenea, să spunem, fapte nelegiuite. Da. Aș vrea să intrăm și puțin pe zona de tehnic și să ne povestești care este totuși viața unei păduri sau cum ar trebui făcute lucrurile corect. Aș explica comparativ cu viața unei culturi de porumb, pentru că este mult mai ușor de sesizat pentru publicul larg. Ce se întâmplă? Ai semănat sămânța, a crescut porumbul, l-ai recoltat și treci la anul următor. La pădure e ceva similar, doar că diferența este de cel puțin 100 de ani, poate să meargă și până la 160 de ani și în unele cazuri până la 180 de ani. În marea majoritate a cazurilor din țara noastră. Dacă vorbim de pădurile cultivate, pentru că noi ca țară avem și foarte multe păduri naturale. Există la facultate, acum 4 ani, în trecut să învățau 5 ani, 4 ani plus 2 ani masterat, o sumedenie de discipline, ca în orice altă facultate, tehnice. În care tinerii studenți învață cum să gestioneze durabil pădurea. Și aici vreau mult să subliniez faptul că avem un forest management, un management forestier, la care mulți din Europa vizează acum. Și dau doar câteva exemple. Se vorbește acum la nivel european, în noua recent adoptată strategie europeană pentru păduri, de concept precum close to forest management sau close to nature forest management. Ceea ce noi avem, adică noi promovăm, dacă am o pădure și recoltez lemn, nu mă asigur că mi se regenerează cu precădere, cu puieți, rezultații din arborii pe care am extras. Ceea ce în centru, dar mai ales în nordul Europei, nu se întâmplă. La noi, în prezent, tăierile rase sunt limitate la o suprafață de 3 hectare. În nord, unde terenul este plan, am o paletă mai scăzută de specii, în general pin molid, ai suprafețe de 10, poate sute de hectare tăiate la ras, la vârste mult mai scăzute decât ale noastre, adică un fel de agricultură, dar e la 60 de ani, nu la peste 100-120 de ani, cum este la noi. Mai mult de atât, noi avem o varietate incredibilă, o diversitate incredibilă de specii în pădurile noastre, în mod special în cele de dealuri. Ceea ce europenii sunt puțin invidioși și o spun asta în baza experiențelor multiple pe care le-am avut în participarea mai multor proiecte europene, dar nu știm să ne promovăm încă. Învățăm acum să ne promovăm această zestre valoroasă. Imaginați-vă că avem 24.000 de hectare de făgete incluse în siturile mondiale UNESCO.
Avem peste 70.000 de hectare de păduri virgine și vasi virgine. Adică avem unele dintre acele hotspot-uri de biodiversitate la nivelul ecosistemelor forestiere pe care europenii nu prea le mai au. Deci să înțeleg că suntem chiar și un model de bună practică, însă ne bate din nou marketingul și promovarea proprie. Din punctul meu de vedere, da. Gândiți-vă că prima așa numită zonare funcțională a pădurilor, adică modul în care am împărțit noi managementul diferitelor categorii de păduri, a fost în 1954. Adică noi încă de pe atunci ne-am gândit cum să protejăm pădurea din diferite perspective. Sau, mai bine spus, am nevoie să protejez această pădure ca să protejez la rândul ei mai departe solul, apele, biodiversitatea și așa mai departe. În prezent avem o paletă foarte diversificată, suntem chiar unici la nivel european, această perspectivă. Știu, pare greu de crezut, dar asta e real. Da, pentru că, repet, e mult mai ușor să vezi partea negativă, să vezi tot ceea ce se prezintă în fiecare zi și exact așa cum spuneai și tu, negativul vinde mult mai bine decât lucrurile pozitive, decât studiul, decât cei 4 plus 2 ani care ar trebui să-i faci ca să devii un specialist. Și bănuiesc că și aici se aplică la fel ca și în orice alt domeniu, că faci o facultate, faci un master, dar tot ai nevoie de acea experiență practică ca să poți să te numești cu adevărat specialist. Se spune că în viața e important să faci o casă, să crești un copil și să plantezi un copac. De ce este atât de important această referință la plantarea unui copac? Toate cele trei componente sunt legate de viață. E foarte frumos să dai sămânța mai departe, să ai cel puțin un copil. E foarte frumos să ai un cuibușor, o casă. Și e, din punctul meu de vedere, mai mult decât o responsabilitate să te implici și în ceea ce înseamnă mediul înconjurător, protecția mediului înconjurător. Plantarea de puieți forestieri, de copaci, de arbori în limbaj comun, este foarte binevenită. Orice copac, arbore în plus, furnizează beneficii cui? Tot nouă oamenilor. De la banalul oxigen pe care îl produce, la multiple alte efecte. Limitează eroziunea solului, spre exemplu. În mediul urban, arborii urbani, pădurile urbane, au un rol de reglator termic. Gândiți-vă, e suficient să veniți vara la o clădire expusă razelor directe ale soarelui. Una e să n-ai în fața unui geam un arbore, doi arbori, alta e să ai în fața celuilalt geam umbra furnizată de arbori. Altfel este ambientul creat. Beneficiile și serviciile sunt multiple. Considerați că, fiindcă ați spus că ați plantat și în județul nostru, nouă ne place să credem că avem locuri frumoase, avem păduri la fel de frumoase și poate chiar unele dintre ele spectaculoase. Este o afirmație adevărată? Are vreo legătură cu realitatea din teren? Din păcate, Iașu are doar vreo 80% din suprafața județului păduri, adică e loc de mai bine, dar aceste 18% care înseamnă undeva la aproape 100.000 de hectare, 98.000 de hectare, dacă nu mă înșel, sunt păduri cantonate în zona de deal, adică păduri cu o diversitate ridicată. Au mai multe specii. Am speciile emblematice de foioase, paranteză, 98% din pădurile Iașului sunt foioase, aproape 2% ceva plantații. Din aceste foioase am speciile emblematice de stejar și chiar am văzut la, cred că acum 3 săptămâni ultima dată, la podul Iloaiei, în pădurile din podul Iloaiei, exemplare impresionante de stejar, dar și ceva foarte rar pentru țara noastră, de ulm. Un ulm impresionant, în diametru undeva la vreo 37 de metri înălțime. Da, sunt valori și merită conservate și perpetuate. Deja ați menționat mai multe vizite în Iași. Astăzi ne întâlnim tot în Iași. Cu ce ocazie atât de zi? Adică strict interes profesional sau este Iașul și un oraș pe care vă place să-l vizitați? Am foarte multe locuri dragi în țara noastră, și în Iași, și în municipiul Iași, și în județul Iași, dar mai mult de atât am găsit și oamenii devotați și speciali. Pentru că primele acțiuni, să spunem așa, mai mici în Iași, tangențiale, am început, cred că acum vreo 5-6 ani, dar deja de anul trecut la Roneanu și acum la podul Iloaiei, când plantă fapte bune în România,
intenționăm să creștem de la an la an suprafețele plantate. Evident, cu sprijinul voluntarilor care provin din companiile care sprijină această inițiativă, toate informațiile sunt pe site-ul Plante Fapte Bune în România. Toate campaniile de împădurire care se fac, fie că vorbim de cele demarate de către autoritățile publice, fie că vorbim de cele demarate de companii private, ONG-uri și așa mai departe, credeți că se plantează suficient în România? Depinde la ce ne raportăm. Dacă ne raportăm la ceea ce înseamnă împăduriri sau reîmpăduriri în fond forestier, adică acolo unde e o pădure gestionată și în spate este un administrator, adică un ocol silvic de stat sau privat, tendința acolo este descrescătoare. În ultimii 20 spre 30 de ani, tendința este descrescătoare, dar nu e o tragedie, pentru că promovăm foarte mult regenerarea naturală. Și vă dau un exemplu, aici foarte ușor de înțeles pentru Iași. Chiar am văzut la podul Liloi acum 3 săptămâni regenerări, cu le numim noi, foarte frumoase. În sensul că am o pădure de stejar, din care într-un interval de 20 de ani, extrag toți arborii, dar nu toți deodată. Extrag prima dată pe cei care au împrăștiat ghinda pe sol, aștept câțiva ani. Din ghinda respectivă vor rezulta puieți, care evident vor crește. Revin la 5 ani, la 10 ani, corelez tăierea arborilor cu an de fructificație, am alte ghinde pe sol, alți puieți, rezultând ca după 20 de ani să extrag etapizat toată pădurea, dar să am o tânără pădure, cu puieți de la 1 metru, la 2 metri, la 3 metri, la 5 metri, în funcție, evident, de cât de bun e solul, cât de mult plouă și așa mai departe. Deci, revenind la întrebare, din punctul meu de vedere, nu este o problemă că la nivelul regenerărilor din păduri au scăzut împăduririle, pentru că regenerările naturale au crescut, statistic vorbit. Revenind la ceilalți actori, mediul ONG-istic este din ce în ce mai activ, constat o creștere în ultima decadă. Mai mult de atât, foarte multe și-au atras în echipă ingineri silvici. Noi la Plantăm Fapte Bune în România suntem, spre exemplu, 4 ingineri silvici, staff permanent, la care angrenăm și alți colegi, dar și alte ONG-uri și din București, din țară, au angajați ingineri silvici, care, sigur, de pe băncile facultăților nu au foarte multă experiență, dar capătă, an de an. Sunt foarte dorniți să învețe, sunt foarte devotați și au deschidere de a învăța și de a călători mult, când este cazul, și de a organiza. Deci, revin la aceste acțiuni, trendul este crescător. De asemenea, și companiile susțin din ce în ce mai mult și mai intens. Și sunt multe, le știm cu toții, sunt campanii mari în media și foarte bine o fac. E nevoie. Pentru că toate aceste campanii vin la pachet cu componente educaționale. Aș fi vrut să te mai întreb ce reprezintă de vorbă despre păduri. Care este substratul sau ce anume încerci să faci prin această emisiune, podcast? Pentru că am văzut că invitații, la fel ca în podcastul nostru, variază de fiecare dată, deși subiectul central este pădurea. Este un alt mod de a duce informația mai aproape de cetățean. E o nouă încercare de a educa în interiorul și în exteriorul facultății. Care e ideea centrală? Principalul scop este cel de educare, cel educațional. Și indiferent de talia invitatului, ca să spun așa, care poate să fie de la profesor universitar până la șef de ocol sau primar sau pur și simplu proprietar de pădure, încercăm să simplificăm și să traducem limbajul nostru silvicultureț către publicul larg. Este un demers pe care l-am început în acest an de vorbă despre păduri. Va urma și podcastul Pădurii, chiar spunea viitoare voi lansa primul episod, în care, în baza unor discuții de tip podcast, indoor, dar și outdoor, cu oameni care sunt foarte pricepuți în ceea ce fac, intenționez să transmitem împreună mai multe mesaje, toate cu scop educațional. Spre exemplu, primul episod de vorbă despre pădure a fost cu domnul profesor Palagheanu, decanul Facultății de Silvicultură din Suceava, în care am vorbit despre pepiniere. Că sunt zeci de mii de oameni care vin anual, merg anual la plantări, dar poate 1% din ei au văzut vreodată o pepinieră. Au văzut acel nursery, acel
loc foarte concentrat în care ai sute sau milioane de puieți. Sunt unele pepiniere în țară puține, ci trebuie care produc și milioane de puieți anual. Și încercăm să transmitem aceste informații într-o manieră cât mai simplificată, dar nu simplistă. Următoarea întrebare are puțin legătură și cu activitatea pe care o desfășoară colegii mei de la Consiliul Județean Iași. Și anume, noi avem o campanie intitulată Iași mai verde, pe care o desfășurăm în fiecare primăvară. Este o corelație între acțiunile de ecologizare cu acțiunile de împădurire. Strict, scopul e destul de clar, un Iași mai verde pe care ne-l dorim cu toții din toate punctele de vedere, fie că e vorba de ape, de păduri sau de tot ceea ce ține de mediul înconjurător. Toată campania aceasta are mai mulți actori care s-au pus la aceeași masă și au decis să colaboreze, și aici e vorba și de Consiliul Județean Iași, și de UAT-urile din județ, ONG-uri, avem și ADIS-ul care este alături de noi. Și întrebarea mea era legată, în primul rând, cum vezi o astfel de acțiune la nivelul unui întreg județ? Iar apoi, cât de importante sunt astfel de colaborări interinstituționale și cu societatea civilă pentru asemenea cauze? Sunt foarte importante aceste colaborări și eu știu ce înseamnă să plantezi cu 100 de oameni, știu ce înseamnă să plantezi cu 1000 de oameni în 4 ore. Adică în spate e o logistică și o pregătire temeinică. Partea, să spunem, delicată sau provocarea majoră la acțiunile de plantare este dată de secvența din an în care poți să plantezi. În zona Iașiului, în general, plantăm în martie, chiar noiembrie spre decembrie, mai nou. Adică ai un timp foarte limitat în care trebuie să întâmple componenta asta de împădurire. Context în care colaborarea dintre instituții, de la administrație publică centrală, locală, până la nivel de ONG, trebuie să fie foarte strânsă și să fie în prealabil făcuți niște pași, ca totul să funcționeze bine în ziua plantării. Eu, sincer, mi-aș dori să văd și un Bacău mai verde, și un Telorman mai verde, și un Giurgiu mai verde, și orice județ din România mai verde. Adică, din punctul meu de vedere, orice campanie este foarte binevenită, merită promovată, merită mediatizată și, de ce nu, replicată la nivelul altor județe. Și chiar țin să vă felicit pe această cale și mulțumesc. Mulțumim frumos! Voi transmite mai departe felicitările, mai ales că vin de la un om care este acolo, la firul ierbii, și cunoaște situația poate mult mai bine decât noi. Nu aș vrea să încheiem discuția de astăzi până nu pun și o ultimă întrebare pe care am adresat-o până acum tuturor invitațiilor noștri și îmi permit să o fac, pentru că dacă ai fi fost o singură dată în Iași, să zice că poate aș fi trecut cu vederea, dar așa cum mi-ai zis, este un oraș și un județ în care revii. Și te-aș întreba, cum ai povestit tu Iașul unei persoane care nu-l cunoaște? Sigur, sunt tentat să-l povestesc din prisma jobului meu, a pregătirii mele. I-aș spune, județul în care găsești între ultimii cei mai bătrâni arbori de stejar cu precădere din țara noastră, județul în care găsești mulți oameni cu zâmbetul pe buze, și un județ care are o capitală evident istorică, dar cu foarte multe atracții. Ceea ce e aici aproape lângă Consiliul Județean este o adevărată capodoperă, nu la nivel de municipiu, și la nivel național. Și nu vreau să spun mai multe, pentru că vreau să strânesc curiozitatea celor care n-au ajuns încă aici. Mulțumim mult de tot, Mihai, mult succes în toate proiectele pe care ți le-ai propus și sperăm să ne revedem, de ce nu, și în teren data viitoare. Toate bune, mulțumesc mult!